Dialog halucinant între un șofer și un polițist. Omul legii și-a ieșit din minți, reproșându-i conducătorului auto că nu respectă distanța regulamentară, deși a frânat în față, într-un sens giratoriu foarte strâns. Polițistul a reacționat violent și l-a amenințat pe bărbat că îi va lua permisul. Filmulețul a fost postat pe un grup de pe o rețea de socializare adresat șoferilor. Imaginele surprind momentul în care șoferul pătrunde în sensul giratoriu, iar mașina poliției aflată în față iese de pe o stradă secundară și încetinește inexplicabil. Polițistul, deși oprit într-o zonă în care mașinile nu au voie să staționeze, marcată cu linii continue, a părut foarte deranjat că șoferul aflat în spatele său nu ar fi păstrat distanța regulamentară. Ce faceți, domnul? Împingeți la spate? Ce faceți? Cum mă împingeți la spate? Sunteți în localitate aici, dacă nu știți. Discuția s-a aprins, iar omul legii a început să îi se adreseze șoferului pe un ton răstit, încercând să-l intimideze. Păi și care-i distanța dumneavoastră? Păi am păstrat distanța regulamentară. Care-i distanța? Iată-te jos, domnul. Care-i distanța dumneavoastră? Păi acum am oprit că eram în sens și trecea altcineva. Păi unde ai oprit, domne? Dar de ce ți-e față la mine? Păstrează distanța, că ți-au permis. Reacția foarte dură surprinsă de înregistrare a stârnit numeroase comentarii pe internet. Oamenii au blamat atitudinea sfidătoare a omului legii, care și-a permis să încalce regulile de circulație doar pentru că era îmbrăcat în uniformă.